Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 2 septembrie 2023. Tu poți învinge orice uriaș. Biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. 1 Samuel 17, versetul 47. Pentru a învinge uriași precum dependența, ura, teama, pofta, mândria, invidia sau mânia, e bine să asimilezi și să pui în practică și următoarele 3 versete din Scriptură. Primul, nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. 1 Corinteni 10, versetul 13. Goliat a fost și el un bebeluș, dar a crescut și a devenit un uriaș. Uriașii din viața noastră sunt adesea mici păcate pe care le trecem cu vederea și în care ne complacem până când câștigă teren în viața noastră și încep să ne tortureze. Deci, continuând să spui nu unor porniri mărunte, vei căpăta puterea de a spune nu și unor impulsuri sau presiuni mai mari. Al doilea verset. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. 1 Samuel 17, versetul 48. David l-a confruntat pe Goliat fără ocolișuri. Tu trebuie să scoți uriașul tău la lumină, nu să-l lași să-și facă cuib în viața ta. Stabilește limite. Dacă este necesar, găsește o persoană care să-i dai socoteală, care să te poată întări și încuraja. Ferește-te de tovărășiile nepotrivite. Și mai presus de toate, nu-L privi pe Dumnezeu prin prisma problemei tale, ci examinează-ți problema ta în lumina lui Dumnezeu. Și al treilea verset? Căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. 1 Samuel 17, versetul 47. În orice luptă pe care o ai de dus, nu ești singur. Dumnezeu vrea să te ajute să învingi vechile obiceiuri și să deprinzi noi comportamente. Voia sa pentru tine este să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4, versetul 1. Când te pocăiești de păcatele tale, acest lucru presupune o schimbare radicală. Trebuie să faci stânga împrejur și să iei hotărârea de a umbla cu Dumnezeu. Și El îți va da puterea să învingi uriașul cu care te confrunți. Dumnezeu nu a pierdut nicio bătălie până acum. Iar dacă îl inviți să stea alături, și tu vei câștiga.